După o săptămână de evaluări și un weekend în care au fost rezolvate și ultimele contestații, astăzi au fost depuse rezultatele finale ale evaluării naționale 2011. Cea mai mare medie înregistrată la această unitate de învățământ, Școala Generală numărul 4, Mihai Eminescu, este de 9,80 de sute... Nu. După o săptămână în care s-au desfășurat evaluările și un weekend în care s-au corectat și ultimele contestații, astăzi au fost afișate rezultatele finale ale evaluării naționale 2011. Cea mai mare medie înregistrată la această unitate de învățământ, Școala Generală numărul 4, Mihai Eminescu, este de 9,85 de sutimi, iar cea mai mică medie la coada clasamentului este de 1,90 de sutimi. Rezultatele obținute de elevii din județul Giurgiu la examenul de evaluare națională s-au concretizat într-un procentaj de 82,61% note mai mari decât 5 la disciplina limba și literatura română, iar la matematică procentajul notelor mai mari decât 5 a fost 73,22%, ceea ce a condus la un procentaj per total județ de 77,91% medii la examenul de evaluare național. Atenționăm candidații la admiterea în învățământul liceal că media de admitere se calculează ca medie aritmetică dintre media obținută la examenul de evaluare națională și media generală de absolvire din clasele 5-8. Care a fost scopul acestei acțiuni? Responsabilizarea conducătorului auto față de riscurile traficului rutier pe de o parte, precum și față de respectarea normelor legale, respectiv a codului rutier. Astfel încât conducătorii auto să înțeleagă că respectând legea își protejează viața, atât pe a lor cât și pe acelora care sunt în autoturism împreună cu ei, cât și a celorlalți participanți la trafic. Au fost receptivi? Cum au reacționat? În primul rând a fost receptiv datorită ineditului acțiunii. Fiind vorba de voluntari ai Poliției Române, impactul a fost, în percepția noastră cel puțin, unul pozitiv al impactul... Da, așa. Ori îi repet? Da, da. Impact. Da. Da. Impactul a fost pozitiv prin ineditul acțiunii, respectiv prin sprijinul care a fost acordat Poliției Giurgiuvene de către voluntari, respectiv de către 4 fete eleve de la liceele din Giurgiu, iar conducătorii auto au fost, cel puțin în percepția noastră, au fost surprinși de această activitate a elevelor, a voluntarilor noastre.